Adriana Bacmuțeanu e foc și pară pe fostul ei soț, Silviu Prigoană. Fiul cel mic al celor doi a făcut noi dezvăluiri uluitoare. Acum este vorba despre un scandal în casa tatălui la care a luat parte. O ceartă cu strigăte între Mihaela, iubita afaceristului, și menajeră. Băiatul a filmat totul, iar Bahmu a anunțat protecția copilului. Apelase înainte la ordonanța președințială pentru a-l aduce definitiv la ea acasă pe Eduard. Asta s-a întâmplat, am văzut tot, am văzut scandalul la care Eduard a fost de față. Nu se poate așa ceva, prin câte a trecut copilul meu, ne-a declarat Adriana Bahmuțeanu. Să ia parte la asemenea scandaluri? Păi cum poate trăi în acea casă? Cum să stea copilul meu în acel mediu? Am predat filmulețul la protecția copilului, a mai spus Bahmuțeanu.